să se calculeze area cuprinsă între graficele, da, era grafice, graficele funcțiilor f de x egal cu e la minus x și g de x și g de x egal cu e la x pentru x între 0 și 1, da? Știți că dacă aveți două funcții f și g, da, integrala, area dintre ele înseamnă cine? Integrala din modul din f minus g, da, între punctele respective, dacă ai niște puncte de intersecție pe aici pe undeva, da, de x. Și anume, la noi ce o să avem? Area noastră, în primul rând să vedem între 0 și 1, să vedem care, ba, între 0 și 1, pardon, îmi zice, a, deci area este integral de la 0 la 1 din modul din diferența celor două funcții, ei una minus cealaltă, nu știu, e la x minus e la minus x, să zic, de x, da? Ia să vedem care e semnul, să vedem când e la x mai mare ca e la minus x, da? De asta înseamnă e la x mai mare ca 1 pe e la x, înseamnă e la 2x mai mare ca 1. Dar funcția e la x este crescătoare, știți că orice a la x cu a mai mare ca 1 e crescătoare. Cum 1 pot să scriu e la 0, asta e echivalentă cu 2x mai mare ca 0, x mai mare ca 0. Prin urmare, dacă x mai mare ca 0, funcția asta e mai mare ca cealaltă. Exact asta de la mine. Deci integrala mea dă integrală de la 0 la 1, dispare modulul că ăsta e pozitiv, da? Că am zis că e la x mai mare. E la x minus e la minus x de x. Cât e integral din e la x? Cât e integral din, minus e la, din e la minus x? Este minus e la minus x și cu minusul plus. Da? Luați între 0 și 1. Și egal cu la 1. E plus e la minus 1 minus e la 0 minus e la 0. Adică minus 2. Da? Deci vine e plus 1 pe e minus 2. A, și lăsăm așa că, uite, am văzut deja răspunsul. E plus 1 pe E minus 2, răspunsul corect este A mic.